Hramul Catedralei Episcopale Învierea Domnului și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din municipiul Drobeta-Turnu-Severin reprezintă pentru clerul și credincioșii eparhiei mehedințene un prilej de aleasă bucurie duhovnicească. Și în acest an, ziua de hram a început cu slujba din ajun, când a fost săvârșită vecernia mare în săptămâna luminată, în cinstea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorul Severinului. Sfânta liturghie solemnă a fost săvârșită de preasfințitul Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, alături de consilierii centrului eparhial mehedințean și împreună cu soborul slujitor al catedralei. Ne-am rugat împreună în această zi de joi, în săptămâna luminată, aici în catedrala episcopală din municipiul nostru. De câțiva ani buni a devenit tradiție ca în această zi să ne rugăm împreună să sărbătorim deopotrivă Învierea Domnului și pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Anul acesta Sfântul Mucenic Gheorghe a fost sărbătorit pe post, însă fiindcă zilele Severinului au legătură cu Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, împreună cu un alt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Craiovei și mitropolitul Olteniei, am stabilit ca să se țină zilele municipiului nostru după Sfânta Liturghie din această zi de joi. La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul le-a vorbit celor prezenți despre rolul important pe care îl au sfinții ce ne sunt ocrotitori, despre însemnătatea hramurilor, îndemnând credincioșii să respecte cu sfințenie zilele de sărbătoare, sporind rugăciunea și fiind în comuniune neîntreruptă cu Dumnezeu. Am trăit astăzi momente înălțătoare prilejuite de cinstirea hramului Catedralei Episcopale din Drobeta la Turnul Severin, pentru că de la instalarea preasfințitului Părintele Episcop Nicodim și odată cu continuarea lucrărilor care au avansat în ultimii ani destul de mult, catedrala noastră a avut ca hram pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, întrucât prăzuirea acestuia cădea și momente de dinaintea Sfintelor Paști, de Învierea Mântuitorului, când erau zile de post pentru comunitatea noastră din Drobeta Turnul Severin și când autoritățile orașului au ales ca zile ale Severinului să fie prelejuite de acest moment al cinstirii Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Drept slăvitorii creștini severineni și din localitățile învecinate au venit să se roage la ceas de cucernică, prăznuire alături de arhipăstorul lor sufletesc, preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, și să primească ajutor de la Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, precum și arhierești binecuvântări, trăind momente de aleasă bucurie duhovnicească.